1920, anul în care marele prozator Liviu Rebreanu hotărăște să scoate Ion, un roman care surprinde viața satului ardelean. Înainte de război, sub dominația austro-ungară, roman interbelic ca specie literară, e un roman social de tip obiectiv și realist, un roman doric în genul epic. Te-ai prins, temele sunt destinul, parvenirea și iubirea, în sensul că parvenitismul alterează omenia. Ca motiv avem căsătoria, aia din interes, hora, drumul, pământul și sărutarea. Vezi cum compoziția are o structură echilibrată în două părți care au fost sugestiv intitulate: glasul pământului și glasul iubirii, pentru a arăta la Ion antiteza firii. Da, e un mare roman, vă recomand să-l citiți, eventual după bac. Și ce să zic, hai cu rezumat odată. În prima parte, pământul prinde glas, romanul începe cu descrierea satului Pripas. Acțiunea începe la horă, într-o zi de duminică, în curtea Todosiei se dă party fără limită. Ion o place pe Florica, dar o are în gând pe Ana, care n-are mere, dar are pământ. Tasu, Vasile Grasu? Stai, de fapt îl cheamă Vasile Baciu, doar că Tasu rimează mai bine cu Grasu. Vasile Baciu stă pe muchi și zice de Ion care pământ doar sub unghii, adică-i sărăntoc și nu-l vrea de ginere, dar Ion i-o trage lui Fisa fiindcă are gene tinere. Și hațoia de nevastă cu pământ, e clar că satisface orgoliu și obține status social. Bucuros, nevoie mare că n-are nevoi țăranu, pupă pământul ca adversarii lui Moroșanu. În sat erai respectat pentru agonii sale, asta făcea tensionată orice relație socială. Și de soț, fără sprijin moral și respinsă de toți, nu-și mai dorește să trăiască și se întreabă de ce, iar răspunsul e că o să se spânzure. În a doua parte, iubirea prinde glasul Ion, fiul lui Alexandru Glanetașu. Nu uită că la început a iubit-o pe Florica și deși la casa lui tot vrea să-i rupă ridichea. Problema era cu Gagica, ea se măritase cu George Bulbuc, un fraier cu patru clase. Florica și Ion au fost iubiței, George a aflat și a intrat Bulbuc peste ei. I-a dat cu sapa în cap lui Ion și l-a omorât. Măcar acum a primit cât pământ a vrut. După crima pasională, romanul s-a retras cu drumul de ieșire din satul Pripas. Compoziție circulară în orice caz, romanul începe și se termină cu drumul din Pripas. Naratorul e omniscient și omniprezent, la persoana a treia heterodiegetică gen. Focalizare zero, viziunea din spate, se creează iluzia vieții prin obiectivitate. Moduri de expunere au pondere echilibrate, dialog, descrieri, narațiune, avem de toate. Ion e tipic pentru pădurea socială a țărănimii, care vrea pământ și nu le pasă de ce au un inim. Opera vorbește de avariție și destin nefast, interesul pus în fața sentimentului de fapt, dar și despre înșelat, că Ion este viclean și face orice să satisfacă orgoliu personal. Ca să nu ne mai lungim, concluzia este clară: Ion e un roman interbelic despre viața rurală. Simplu.